Ți aud? Bună ziua, am venit să mă înscriu pentru pedagogia învățământului primar și preșcolar. Sunt la a doua facultate și am așteptări mari și să învăț în plus la ceea ce am făcut. De ce la pedagogie? Pentru aprofundarea studiilor, am fost pe religie, istorie și vreau să aprofundez, îmi plac foarte mult copiii și doresc să lucrez în acest domeniu. Și eu mulțumesc. Bună ziua! Dumneavoastră, la ce v-ați scris? La fel, tot Petru. Pentru că lucrez deja de 11 ani cu copiii la un centru social și la fel, pentru aprofundare. La fel, așteptări din ce în ce mai bune, că trebuie doar să creștem în ceea ce profesional și așteptări la fel ca până acum, în domeniul în care am lucrat. Credeți că s-a schimbat ceva de la UEM la UBB? Nu știu neapărat, e o facultate foarte bună, UBB-ul. Așteptările sunt pentru că e o facultate foarte bună, Clujul, și acum vedem ce ne oferă pe parcurs. O să vă putem spune după ce finalizăm studiile. Ciao! La ce? La facultatea de inginerie, profil informatică aplicată sau informatică industrială. Pentru că și la liceu am urmat același profil, matematică, informatică, intensiv, info, și vreau și mai departe să merg tot pe asta. Și ce așteptări? Nu știu la ce să mă aștept. Vreau să profesez tot în domeniul ăsta. Și am ales facultatea din Reșița pentru că vreau să rămân și alături de familie. La fel, am înscris la facultatea de inginerie. Pe profil informatică aplicată sau tot industrială. De ce ai ales? Păi la fel, am fost și eu în liceu tot pe Mate Info, intensiv informatică, și vreau să continui tot pe asta. Ce așteptări ai? Să profesez în domeniul ăsta. Mersi, mulțumesc! La contabilitate. De ce ai ales asta? Pentru că asta îmi place. Unde ești în liceu? La TIS. Și ce așteptări? Păi, nu știu. De ce ai ales să rămâi în Reșița? Ca să fii cu familia? Da. La facultatea de științe politice. De ce? Pentru că îmi place această secție și vreau să profesez mai departe. Ce aștept de ei? Să răsăresc ceva cu viitorul nostru. Și de ce ai ales să rămâi în Reșița? Vreau ceva pentru orașul nostru, vreau ceva mai bun pentru noi. Mersi, vă aștept. La administrație publică. De ce ai ales asta? Asta îmi place. Ce așteptări ai? Foarte mari. Și de ce ai ales să urmezi studiile în Reșița? E mai aproape de casă. Sunt în colaborare cu Clujul. Crezi că schimbarea asta cu colaborarea asta cu Clujul era avantajoasă? Da.
faci fișa? Pentru că și pe aia va trebui în etapa următoare să o încărcăm. Da? Deschid-o. O să avem tot acolo unde sunt celelalte. Da? Dai de acolo. Mai dăm la dăm o dată. Așa și uite-te direct la tine. Dar numai să fii bani. E Iasmin, nu scrie. Bun. Ok. Bine. Ai descărcat fișa și acum uite, spune. Fișa tip. Acum trebuie să, după ce ai descărcat-o, să o încarci. Da? Tot la tine. Bine. Și ne mai cere ceva. După fișa tip, în partea asta este eseu, da? Și mai avem și pe ea să-l încărcăm. Bun. Încarcă fișierul, acum te duci jos din nou, ca să mergem mai departe, nu? Să facem plată. Și scoateți plată. Hai, uite, da, hai. Din cadru. Începând cu data de 12 iulie, a fost deschisă platforma de admitere pentru Centrul Universitar UBB din Reșița. De asemenea, pe lângă platforma online, deoarece la toate specializările existente în cadrul celor 6 facultăți de la Reșița, admiterea este una exclusiv online, dar avem în cadrul Campus Cafeului organizat, la fel ca și în anul precedent, un centru suport, un help desk pentru toți candidații. În cadrul acestui centru suport au loc două consilieri, pe de o parte, și pentru cei care nu sunt încă hotărâți pentru care din programele, pentru care din specializările existente la Reșița să opteze, pe de o parte, și pe de altă parte, care de fapt reprezintă și scopul până la urmă principal, acela de a oferi un suport tehnic pentru viitorii studenți, pentru actualii candidați, fie că vorbim de înscriere la ciclul de licență sau că vorbim de înscriere la ciclul de masterat.